Dacă acum apreciez meciul, cum îl vezi? Cred că am făcut un meci bun. Din păcate ne-a lipsit de gol și am pierdut. Da, trebuie să revenim, să concentrăm pentru următorul meci și să câștigăm. A dat un pic peste cap acolo, golul acela anulat. Pentru că se bine până atunci. Da, asta este. Trebuie să mergem înainte. Dacă n-a fost gol, da. Dacă a fost offside, asta este. Vă e teamă că ați putea intra clar în multa pentru acolo, adică... Nu, poate să întâmplă orice. Acum 2 ani Astra a intrat aproape de play-off și a pierdut tot meci și a... știți cum e. Trebuie să concentrăm, strângem, revenim și important să fim uniți și mergem înainte. Din păcate, înfrângerea asta era o bornă importantă de 300 de meciuri. Da, nu pot să mă bucur, era mai bine să dacă câștigam, dar pot să mă bucur că sunt sănătos și că pot să joc fotbal și că mă bucur de fotbal fiecare zi. Te gândeai atunci când ai venit în România că vei ajunge la atât de multe meciuri? Nu. Nu m-am gândit, dar am avut continuitate și de la 200 până la 300 cam târziu am ajuns, dar asta e, da. Sper să joc, în primul rând sper să fiu sănătos și să joc cât mai mult meci. Mai continui la Petrolul din vară? Asta vedem, termina contract, nu știu ce oferă club și vedem. Care este cea mai dragă amintire din toate meciurile astea de Liga 1? Din Liga 1, când am câștigat campionat. Dacă este Petrolul într-o perioadă de criză? Este perioada grea, dar am întâlnit echipe bune, campionat, echipe de play-off. Și următorul meci o să fie greu, mai ușor, dar avem încredere că să facem din nou un meci bun, să luăm punct sau puncte. La experiența ta, cum crezi că puteți ieși din această perioadă proastă? Trebuie să vină și victorie, dar înainte trebuie să muncim mult și să concentrăm la fotbal. Ce spui de ce se întâmplă cu Achim, care tocmai a plecat de la voi? Este... Nu știu nimic. A fost acuzat că a jucat la Paris. Nu știu nimic, nu pot să comentez.